sunt blurate. Pentru că interesul public cere și pentru că presa în momentul de față vorbește despre faptul că acest copil nu a murit din cauza drogurilor, ci din cauza modului în care polițistul și-a pus piciorul pe el. Și foarte bine, a fost un caz major în Statele Unite care a schimbat societatea americană și care ar fi trebuit să schimbe nu doar America, ci și lumea. Era cazul George Floyd. Când un polițist a pus genunchiul, era încătușat George Floyd și a pus genunchiul pe gâtul lui. Și l-a ținut acolo și George Floyd a murit. Acum eu nu știu, pentru că nu sunt medic, nu am toate datele, dar ca jurnalist, așa cum au făcut-o și cei din America, când văd un astfel de caz, am obligația să prezint public. Întâi într-o dezbatere cu specialiștii și apoi să vedem dacă nu cumva lucrurile acolo sunt un pic mai complicate. În stânga aveți imagine din Statele Unite când un om de culoare, George Floyd, este pus la pământ, este încătușat și îi se pune piciorul pe gât. Iar în dreapta avem un polițist din România care pune cătușele unui tânăr. N-are niciun fel de importanță că e manelist, n-are niciun fel de importanță cu ce se ocupa el. Poate să fi fost drogat. E foarte posibil asta. Problema e așa. Care este elementul care a provocat moartea unui tânăr de 31 de ani? Genunchiul polițistului? Nu știm. Întrebăm. Să fi murit așa subit? Priviți, doamnelor și domnilor, datele mai pe larg, într-un caz extrem de grav. Ora 1 noaptea. În mijlocul străzii, trei polițiști și doi angajați murți sunt filmați de un martor în timp ce imobilizează un bărbat. La pământ este cântărețul de manele Tony de la Ploiești, pe care agenții vor să-l încătușeze. Tânărul ar fi avut un comportament dubios și a fost prins imediat după ce a provocat două accidente rutiere. Prima dată, mașina pe care o conducea a intrat într-un autoturism parcat regulamentar. Cântărețul însă și-a continuat drumul, dar nu pentru mult timp. După un viraj s-a oprit direct într-o țeavă de gaze. Pagubele au fost doar materiale. Ajunși la fața locului însă, polițiștii l-au găsit pe șofer extrem de agitat. Polițiștii rutieri au procedat la imobilizarea și încătușarea acestuia, ulterior fiind condus la o unitate medicală pentru prelevarea de mostre biologice de sânge. În momentul în care a ajuns la urgențe, Tony de la Ploiești a făcut stop cardiorespirator. A fost preluat în spațiul de resuscitare, s-au practicat manevrele de resuscitare. Din păcate, au fost fără rezultat. Trupul bărbatului a fost dus la serviciul de medicină legală pentru necropsie. Potrivit comunicatului IPJ Prahova, moartea manelistului a fost neviolentă. Mai exact, nu au fost constatate leziuni traumatice care să aibă legături de cauzalitate cu decesul. Numai anul trecut, 30 de oameni au murit după ce au consumat droguri, iar peste 1700 au ajuns de urgență la camerele de gardă. În cele mai multe cazuri a fost vorba de persoane tinere sub 35 de ani. Bun, doamnelor și domnilor, mi se pare important ca în speță felul acesta să stăm de vorbă cu cei care sunt cu adevărat cei mai importanti specialiști ai României. Avem onoarea ca în legătură directă cu noi să fie vicepreședintele Academiei Române, general academician, profesor universitar dr. Victor Voicu. Domnia sa este profesor universitar de farmacologie clinică și toxicologie. Este cel mai important specialist român. Bună seara, domnule academician. Mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Bună seara și eu vă mulțumesc, mă onoare. Domnule academician, sunt convins de faptul că ați văzut multe spețe. E posibil ca un tânăr pe consum excesiv de droguri să moară, s-au văzut multiple cazuri. Aici, această speță ne arată așa. Un tânăr care posibil a consumat droguri, dar care pare că în momentul în care este încătușat, intră într-un atac de panică, se sperie și atacul de panică este multiplicat în momentul în care, unii zic atac de panică, alții zic epilepsie, în momentul în care îi se pune genunchiul, așa cum se vede de către polițist în imagine. În opinia dumneavoastră, care sunt cele mai importante întrebări în acest caz? E posibil ca el să fi murit de la droguri? E posibil ca să moartea să fi fost accelerată de ceea ce a făcut polițistul? Da. Domnule academician? Da, eu vă ascult, da. Bun, deci, vă rog. Problema este așa. Un individ care consumă drogul, alcoolii sau mai știu, nu vorbim de cazul speță de Tony de la Ploiești. Sigur. Are o patologie, nu? Patologie curentă. Nu e nimeni nu-i perfect, mai ales cei care consumă alcool și droguri în mod cronic. În acest context, am și văzut răspunsul de la examenul necroptic, de la anatomie patologică.
că a murit bietul om, a murit din cauza unei insuficiențe respiratorie, cardiorespiratorie acută pe fond de hipertrofie cardiacă. Hipertrofie cardiacă se produce fie în contextul unei patologii cardiace diverse, dar mai ales hipertensiune. Deci, dacă era un hipertensiv și a consumat și droguri psihostimulante, cocaină, nu știu, ecstasy sau altceva, e greu de... Nu avem diagnosticul din punct de vedere toxicologic analitic. Cel puțin n-am văzut eu, am văzut doar aspectele necrotice și comportamentul. Făcea crize de tip epileptic. Poate că avea antecedente epileptice. Poate că a făcut din cauza hipoxiei, că se poate să facă un fel de convulsii în context de hipoxie, de scădere a debitului de oxigen. Nu știu exact în ce context a pus piciorul pe torace sau nu, sau genunchiul pe torace. Și i-a redus o parte din capacitatea ventilatorie. Dar problema este infirmată de faptul că insuficiența aceea cardiorespiratorie este bine susținută, acută, în context de hipertrofie cardiacă. Deci avea o boală cardiacă. Ar trebui să vedem și noi ce patologie anterioară. E foarte important ce spuneți dumneavoastră, domnule profesor. Aș vrea să-i rog pe colegii mei să dea fotografia mare, cea în care polițistul se urcă cu piciorul cu genunchiul pe el și poate chiar să scoatem burtiera. Pun o întrebare, domnule profesor. În condițiile în care avea o boală, în condițiile în care poate era drogat, poate a consumat eu știu ce fel de substanțe, faptul că îi se pune piciorul pe torace poate să aibă vreo influență, poate să aibă vreo legătură cu moartea acestui tânăr, adică să accelereze, sau pur și simplu nu credeți că are vreo legătură, nu e vreo legătură între deces și faptul că îi se pun cătușele și îi se pune piciorul pe torace? Aici ar trebui să răspund foarte înțelept, în sensul că, știți, pică o picătură, umple paharul și se varsă. E greu de explicat că în contextul respectiv al unui traumatism care face această contenție a cătușe sau mai știu eu, sigur că are influență negativă asupra individului, dar individul s-a pus singur în situația asta. Adică aici eu trebuie să fiu imparțial. Adică, pe de o parte, autoritatea trebuie sprijinită, că altfel o luăm razna, consumul de droguri a luat-o razna, devine incontrolabil, inclusiv în școli. Și în acest context, ce era să facă polițistul? Trebuia să-l imobilizeze, să ducă să facă determinări biologice cu ce a consumat. Și iată, de acord, în momentul în care ai o problemă de felul acesta și cineva care a consumat droguri și poate se impune asta, nu știm dacă s-au impus cătușele sau nu, sigur că în momentul respectiv autoritatea trebuie să fie exercitată. Problema este în felul următor, dacă ai pus cătușele, pentru că așa cum se poate vedea în imaginile, dați imaginile în mișcare. În momentul în care te uiți la imaginile în mișcare, poți vedea că deja tânărul este la pământ, este încătușat, că se zbate. Și dacă se zbate și este încătușat la pământ și oricum nu se poate ridica și nu poate să facă nimic, îl lași să se zbată. Întrebarea este, e nevoie să-i pui piciorul pe torace în condițiile în care deja l-ai pus la pământ și este încătușat? Interesant că erau și cei de la smurt care știu reguli de prim ajutor. Așa este. Acum, noi nu știm dacă cei de la smurd au venit în timp, dar din imagine pe care noi le-am studiat, fără să fie blurate, acolo tânărul se mișca la sol. Da. E foarte greu să tragem o concluzie. Bineînțeles că cercetarea penală pe caz speță va lumina puțin peisajul. Fără îndoială. Vom avea niște explicații suplimentare. Sigur e că atenție, da? Părinți și oameni ai lumii românești. Consumul de droguri ne duce la pierzanie. Adică e drum fără întoarcere, pentru că dependența de droguri, ca și cea de alcool, nu se tratează ușor. Dependența de droguri este teribilă, iar ceea ce se întâmplă cu tinerii, pentru că de fapt acesta este unul dintre marile subiecte ale României, despre care tot vorbim, ce se întâmplă cu tinerii care consumă droguri, din păcate, doar cei care ajung, domnule profesor, domnule academician, într-o secție de toxicologie și îi văd pe aceia care au ajuns acolo, da, și sunt în situație gravă, cam ce poate să facă drogurile dintr-un tânăr, dintr-un om? Da. Am întrebat pe conferențiarul Țincu de la urgență dacă frecvența celor între 18 și 30 de ani a crescut prin intoxicații, prin supradozare de droguri de abuz. Mi-a spus că a crescut semnificativ numărul acestor oameni tineri care ajung în stări clinice grave și periculoase cu risc digital,
a crescut semnificativ la Spitalul Florească, unde noi am înființat secția de toxicologie. Mulțumesc, mulțumesc din suflet, domnule profesor. Vă doresc o seară bună și vă aștept în studiourile Antena 3 CNN.